prilejul anului nou, vă urăm la mulți ani. Permiteți-ne să vă oferim în dar un program din cântecele și jocurile noastre românești. Așa a început primul revelion televizat din România. Erau începuturile televiziunii. În anii următori, TVR a cumpărat mai multe care de reportaj și emisiunile au devenit din ce în ce mai complexe. Întotdeauna, indiferent de perioadă, în programele de revelion au apărut toți marii artiști ai momentului, fiecare cu glume și replicistețe, șopârle, cum le spuneau, care să păcălească cenzura și să ajungă direct la sufletul telespectatorilor. Dragostea nu e un păcat! Noi nu o negăm, tovarășe Rozalia, nici nu o stimulăm, ce-i drept, o lăsăm în pace, că e sentiment. Și de-o fi ca să mă îmbăt, și de-o fi ca să mă îmbăt, n-am să mai plec în derăt, n-am să mai plec în derăt. Odată, am plâns ca un copil de lapte din cauza unui bou. Mă, tanță, mă, era ca un tablou de frumos și de plăvadă, mă. Numai că nu vorbea din privirea lui blândă și impresionistă, mă. Lasă-mă. Am plâns din cauza unui bou. Aduși tu friptura aia de vagă, că mi-e foame. Vei pe așa mi-aduc și eu, ca să-mi cânte la ureche un tarap cu alte viori, glasuri mândre de feciori, ținte bine până-n zon. Matale, știi de ce sunt a doua zi după anul nou oltenii zgriați doi? Nu știu, de ce vorbesc. Păi de-aia zice că de anul nou mănâncă și ei săraci cu furculița, zice. Până în 1989, aproape de miezul nopții, glumele și sketchurile se opreau. Era momentul discursului ținut de Nicolae Ceaușescu. Cu prilejul anului nou, vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România. Cu prilejul anului nou a vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu. După Revoluție, programele de revelion nu au mai fost cenzurate așa cum erau până în 89. Transmisiunile speciale din noaptea dintre ani aveau ca principale ingrediente muzica populară, ușoară și scenetele umoristice. Aș vrea să fiu de prele și prea târziu.